Dacă mai avem 2 ani, vom ști doar ce e în vamă, nu ce este. Doi bărbați de 40 de ani, îmbrăcați în jachete de piele strălucitoare și coadă de cal lungi strânse, intrau pe stâncile temporare ale vamei veche. La granița cu Bulgaria. Peisajul se schimba în fiecare an, așa ca singurele repere rămân cele două hoteluri de lux de la ieșirea din stațiune. Există și mașini de poliție de frontieră, cu lumini lungi de noapte pe plajă, iar turiștii încă se îndreaptă pe furiș spre vecinilor bulgari în căutarea unui loc în care să fie singuri cu marea. Vama veche nu a fost supraaglomerată de 2 ani, iar de la 1 mai acestui an toate locațiile sunt deschise. În plină pandemie, fără nimeni, pare un apartament care a fost transformat în șantier. Acum sufrageria este plină, iar defectele nu se văd nicăieri. Vama este în plină desfășurare în vară, ceea ce Mihai, un taximetrist din Mangalia, consideră că este normal. Cel puțin 20.000 de oameni trec prin Vama Veche în weekendul de 1 mai. Lumea se reface după 2 ani de pandemie. Adică, nu mă înțelege greșit, anul trecut a fost bine, au fost oameni, dar a fost mereu în starea aceea nesigură, au fost întotdeauna angajați cu durată determinată, salarii foarte scăzut, tot sezonul este programat în avans anul acesta, oamenii vor să se distreze, ceea ce înseamnă că sunt bani de făcut. Mihai, taximetrist Mangalia. Nu a fost manipulat, a devenit o zonă pentru afaceri. În fiecare an, din Vama Veche dispar locuri care par să fi existat dintotdeauna, precum Arca, ultimul refugiu pentru rockeri din cea mai suică stațiune a litoralului. Arca este într-o stare de spirit, au scris unii localnici pe Facebook, când proprietarii au anunțat la sfârșitul lunii martie că vor trage în sfârșit obloanele. Aceste finaluri au o mulțime de oameni care spun, obiceiurile nu sunt ceea ce erau înainte, pentru că sunt pentru toți ceilalți. În aceste locuri nostalgice se deschid cluburi de zi, baruri tip bufet, restaurante cu băuturi artizanale, zone de street food sau cafenele. De ani de zile am crezut că Vama este trucată, dar acum pare a fi o zonă corporativă, a spus Adrian, un specialist în vârstă de 40 de ani din Brașov, care a venit la plajă împreună cu soția sa și un grup de prieteni. În toată tara, se sugerează că în 1915, ca și în 2022, rușii au golit astăzi orașele ucrainene. Povestea din spatele unei cărți poștale virale. Aceasta nu este propagandă. În loc de barăci improvizate pe străzile principale pline cu băuturi și produse la prețuri excesive,